Imaginile din satelit, realizate duminică, au arătat o desfășurare mare de forțe terestre rusești, inclusiv tancuri care se deplasează în direcția capitalei ucrainiene Kiev, de la aproximativ 40 de mile, 64 de kilometri distanță, a declarat o companie privată americană. Imaginile publicate de Maxar Technology au arătat o desfășurare compusă din sute de vehicule militare și care se întinde pe mai mult de 3,25 mile, 5 km, a spus Maxar. Transportul era situat la nord-est de orașul ucrainean Ivankiv și conținea combustibil, logistică și vehicule blindate, inclusiv tancuri, vehicule de luptă de infanterie și artilerie autopropulsată, se arată în comunicat. Imaginile din satelit au arătat de asemenea daune cauzate de recentele atacuri aeriene pe aeroportul Antonov și de luptele grele în aeroport și din apropiere, a raportat Maxar. Relatează Reuters. Ben Oni Ardelian anunță pe pagina de Facebook. Urmează o noapte grea. Imaginile din satelit arată că un convoi militar rusesc lung de 5 km și compus din sute de vehicule se îndreaptă spre Kiev. Rugați-vă, frați de pretutindeni! La Vama Siret a început să ningă abundent, iar 10 de refugiați așteaptă să fie preluați. Dumnezeu îi va ocroti pe români ca să fie scut pentru ucrainieni. Vă propunem rugăciune necurmată pentru toți tinerii, adolescenții, frații și surorile care pot să stea în mijlocire pentru ca Domnul să oprească războiul din Ucraina și să păzească România. Distribuie și abonează-te pe canalul Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.